Abdul se simte cel mai bine în apă. În notul l-a ajutat să învingă obstacolele și să devină o sursă de inspirație pentru mulți dintre semenii săi, mai ales din India, țara sa natală. Băiatul și-a pierdut brațele în urma unui accident, dar a refuzat ca acest incident grav să îi marcheze viața. Când avea 7 ani, a atins fără să vrea un fir de înaltă tensiune. L-am dus la spital și a primit tratament timp de aproape o săptămână. Numai că infecția s-a extins rapid și medicii au fost nevoiți să-i amputeze ambele brațe. Prioritatea noastră a fost să-i salvăm viața, dar și-a pierdut brațele. După accident, copilul s-a adaptat noii sale condiții. A început să-și facă lecțiile folosind picioarele și telefonul mobil. Însă, în apă, excelează cu adevărat și are ambiții mari. Mi-am pierdut brațele când eram în clasa a doua. Am avut o infecție care s-a extins la ambele mâini când eram în spital. Dar mie îmi place să înot și vreau să câștig o medalie la Olimpiadă pentru India. Abdul este deja triplu campion național la not. Trofeele câștigate fac dovada performanțelor sale. Dar a fost nevoie de multă muncă și determinare din partea tuturor celor implicați. La început am pierdut mult timp învățându-l cum să înnoate. Nu știam cum să-l susținem. Spre deosebire de alți copii, pe el nu-l puteam ține de umeri. Puteam să-l aruncăm în apă, dar era o provocare să-l scoatem la suprafață. Însă Abdul a fost ambițios și nu i-a stat nimic în cale. A început să înnoate după vreo 10-12 zile și a învățat cum să urce scara singur. La început cădea și se rănea, dar într-o lună de zile deja se descurca singur la piscină. Abdul speră să se poată alătura curând unei școli de not de elită care să-l pregătească pentru calificările la Jocurile Paralimpice de vară din 2024.